ne-am, cum să spun eu, deparatat de un anumit stil care vine și ăsta din cultura din istorie. Întotdeauna politicienii români, și nu numai, nu mai dau nume, au avut grijă să politizeze ceea ce nu trebuie politizat. Se spune în mod simplu, cel puțin dintr-o anumită perspectivă, de mor numai de bine. Eu rămân la convingerea pe care am declarat-o cel public. Sunt suficient de un gând și o rugăciune la urma urmei. Bine, poate sunt și justificări dincolo de părândeală de o opinia mea pentru a adăuga din mod obiectare, pentru comunitatea, dar spunem că inclusiv eu am avut o convingere asta. Dar se spune că ce-i prea mult, e prea mult. Am contactat totuși, din păcate, e chiar la ce nu mă așteptam. Stilul acesta de patriotism răcnit. Nu cred că asta este important. Că la 100 de ani, totuși, trebuia un eveniment de o anumită amvergură, crescut, sunt de acord. Nu știu, pomenirea era la un contei italian și așa mai departe. Sau, de exemplu, evadură publică la un moment dat cu unii crucea lui Lucrana. A fost reluat inclusiv astăzi, cineva de mai jos. Căuta preluată de aia, căuta crucea lui Constantin Muntar. Și ceea ce și mai și, dacă anumită expresie cu boana de Micolică, la Bogdene este numai cruce. Osemintele lui Mustad sunt la locul oră, mă trebuie la mauzoleul de la Mărășel. Deci s-a schimbat crucea din unii să dăm în departe, pentru că sunt niște regulamente de interiul să dăm în departe, am explicat. Acum, sincer vorbind, n-am înțeles și chiar regret faptul că nu am văzut toți consilierii măcar să partic. Poate n-au putut. Unii sau, mă rog, sper că o să fie reabilitată treaba asta. Știu că școala are tradiție la un moment dat. A fost un centru de istorie pe vremea profesorului Marinului Dumnezeu să-l odihnească. Domnul Pușcașe, cred că își amintește. Un cer de istorie Constantin Lușat. Este o idee pe care eu o susțin în final. Eu cam mă întâlnesc. Da. Mai dorește cineva? Atunci, spune-mi, am luat cine este pentru? Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de servicii silvice cu numărul 7042 15-6-17 între Direcția Silvică Bacău și OAT Bogdănești, județul Bacău. Inițiator, domnul Dumnezeu primar, domnul. Aveți cuvântul, domnului. Am cuvântul, domnul. Doamne și domnule consilier, dumneavoastră ați apărat la Bacău. Proiectul de hotărâre care mi-a trimis cei de la Bucură Sindic. Și propun articolul 1. Aprobarea contractului de prestări servicii sindice, numărul 7042 din 5-6-2017, între Direcția Sindică Bacău și Unitatea Administrativ Teritorial Bogdănești, suprafață de 106,20 hectare pădure și suprafață de 42,10 hectare pășuri împădurit. Situația pe izlază cum ne Bogdănești, în punctul Hută, Bulzici. La articolul 2, mandatarea domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, de sub Bacău, să semneze cu Rom Silva, Direcția Silvică Bacău, contractul prevăzut la articolul 1, din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 3, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Lonceni Vasile,
să aducă la cunoștință publică prin afișarea la sediul Consiliului Local Bogdănești și în alte locuri publice hotărârea și să comunice instituției prefectului județului Bacău, primarul Comunei Bogdănești și Rob Silva, direcția Sedică Bacău. Avem adresa de la cei de la Oculul Silvii. Referatul doamna e spunerea de motive subsemnată și avizul domnului secretar. Vă mulțumesc. Da. Dacă vă rog cineva pe comisie. Raportul comisiei de analizare de locuințe. Da, este aprobat. Da, se dea cuvântul, se dea formalitatea. Domnule primar, doamnele și domnule consilier, noi în Comisia numărul 3, Comisia Juridică, în ședința de ieri, am, după ce am studiat acest proiect de hotărâre, am avizat favorabil. Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Eu, vreau dacă domnul domnule primar, doamnele și domnule consilier, în ședința de ieri, după studierii, am avizat favorabil. În schimb, am niște nelămuriri care ar trebui lămurite de domnul viceprimar care a fost inițiatorul acestui proiect de hotărâre. În adresa pe care o primit de Ocolul Silvii, dumnealor ne spune așa ca, știu eu, într-un ton, când termin de 15 zile, dacă nu facem nu știu ce, nu știu cum, să va vedea contract. În sfârșit. Tariful pentru un hectar, am trecut era 48 lei, anul ăsta, văd că a trecut aici 58 de lei. Se avansează în proiectul ăsta o sumă care dacă la, se spune, 7.212 lei, fără TVA. Dacă mulțim numărul de hectare, 158, nu ne dă. Deci trebuie aici lămurit doamna contabilă și cu juristul primarului. Deci, mai clar. Trebuie lămurit pentru că ei dispun în contract 7.212 lei, dar dacă înmulțim 58 lei, cum spun ei, cu, fără TVA, nu ți iese. Deci trebuie lămurit dacă e cu TVA sau e fără TVA. Și, bine, ai luat 42 de hectare cu 25 lei pe hectare. Asta e o problemă. Al doilea problemă. Într-un raport făcut de domnul viceprimar acum câteva luni, amintesc, se spunea că taxa, deci s-au fost achitate. Bă, când adresa Ocolului Silvii spune că mai avem de achitat 4.000 costuri. Și de când nu trebuie achitat așa? Dumneavoastră, în raportul când s-a dat activitatea de gază comunal și locului, în raportul a spus că s-au achitat. S-a achitat până la luna decembrie, adică s-a început contractul. Contractul este făcut de la 1 ianuarie până la 31 decembrie. Păi. Dar de la 31 decembrie până astăzi, luna august, mai trebuie achitat suma care scrie acolo, 4.189. Dar e cum așa? Dar e cum așa? Deci asta e o restanță. Ce sunt numiri de restanță? Deci dacă voi nici n-am trimis contractul. Aici doamna contabilă ne rezolvă, ea trebuie să le plătească, nu eu mă duc în contabilitate să rezolvă. Azi trebuie să plătesc dumneavoastră, azi trebuie să o lămurim. Da, domnule, aia e datoria care trebuie să o dăm, nu dăm din fiecare dată la fix. Domnule, nu trebuie să penalizeze așa. Noi trebuie să-i dăm suma aia de 4.100 sau 4.300. Înțelegeți? Doamna contabilă probabil m-a omis și o să o dăm. Dacă nu mai e nimeni de consiliere, suntem să vă dor din una astăzi. Un moment al paradoxelor. Pentru că salvarea vine de la opoziție. Eu n-am nicio ce trebuie recunoscător de domnul Iulan că a sezizat că lucrurile nu prea sunt în ordine. Dacă ne gândim la felul cum ne tratează direcția Silvii sub Bacău, mă rog, prin Ocolul Silvii, mănăstirea care este executată și mai departe.
Acum, din punct de vedere tehnic, am analizat chiar împreună cu domnul Grigore explicația sumei de 7.000 și ceva. Da? Acolo intră calculul pe care l-au făcut ei de la Ron Silva, mă rog, de fapt, toată opera e acelor de la Columna Firea 4. Intră 58 înmulțit cu suprafața de fond forestier, propriu zis, dar mai intră ceva, vezi că mai e acolo. Avem 40 și ceva de hectare, după pășune, pădurile cu două ortini. Dacă înmulțim și o categorie de teren și cealaltă, rezultă în corect 7.000, la care trebuie să aplicăm TVA-ul. Dar nu aici este problema. Asta e problema din natură de tehnică pe care înțeleg acum. Problema e de altă natură. Doriți să rămân în continuare un fel de babau pentru deja la Direcția Sigurului, că nu ați ați o confirmă la tine. Dar sunt convins că măcar o parte din inimă oare și pentru comunitate. O să putem să aibă așa mea plăcea. Eu, într-adevăr, consider ca și dumneavoastră că lucrurile nu sunt în ordine din perspectiva intereselor comunității și noi parcă pentru asta suntem mai deschide. Apărăm interesele comunității și, în plan personal, la Curești, cred că e bine să ne apărăm și demnitatea. Noi întotdeauna am fost puși în partea faptului întâlnirii. Iar Ron Silva, un fel de stat în stat, pur și simplu poate nu contează neapărat persoana noastră, fiecare primul rând a mea. Dar poate contează ceea ce reprezentăm noi. Reprezentăm două instituții care înseamnă administrația locală. Ei întotdeauna ne-au pus în fața faptului întâlnit. Contractul ăsta a intrat în primărie de vreo două luni de zile. Domnul Grigore, probabil, o aștepta ca eu să-mi înghit. Nu pot înghiți așa ceva. O adunc la mine și așa mai departe. Deci e zona lui de competență. Dacă nu mi-ar fi păsat de interesele comunității, poate semneam ca primar. O să semnez dacă vă dau pe asta. Eu rog consilierii PSD să nu voteze contractul ăsta, pentru că nu cred că am apărat interesele comunității, ci chiar propria demnitate și mă justific această abitură. În primul rând, conform legislației de orice fel, conform principiilor de cheltuire a banului public, pentru că am băgat, am sugerat domnul Grigore ca să inițieze un proiect de hotărâre, pentru că am vrea de cheltuie credite, nu? Și cu orice cheltuială, în principiu, trebuie aprobată de Consiliul Local. Mai ales că este vorba de un contract. Deci, domnule, am votat bugetul anual, care are și un capitol sau un capitol peste serii, da? Numai că aici parcă totuși e vorba de ceva separat. Vă amintiți că nu e prima dată că n-am avut discuții în contradictori cu cei de la Ocolul Mănăstirea Carcel, pentru că ei, pur și simplu, ne-au băgat punctul lor de vedere. Nu au acceptat un minim de respect al legii, în primul rând, și de respect al administrației locale. Să vină la discuție, să ne facă o propunere. Asta este propunerea noastră, da? Nu așa se protejează domnul Mătrățeu. Da, domnul. Renunciere există între instituția locală. Da, ei îmi trimite... Și-au pus numai ei și-au pus... Ei îmi trimite contractul, dar a semnat și cu urma. Eu să semnez... Bun, la asta, eu am fost...
avea și parcura. Să zice că n-ar fi atât de mare. Parcura cea mai mare lipsă de respect. Ei trebuia să-l prezinte cu o propunere și exact am aceeași părere cu domnul Vladi. Prea mult, prea mare saltul ăsta dintr-o dată de la 48 la 58. E o chestiune de principiu. Ne mai și șantajează, ne amenințe cu revilierea contractului. 5 zile. Păi ia să vrem, domnul Nastăciu, de ce trebuie să revilieze contractul? De ce nu s-a venit cu un act adițional? Noi avem contract cu ei, din ce an, domnul Grigore, da? Vreo... 12, 12, 13, 13, 13. Bun. Și contractul respectiv a fost urmat de mișcarea de la contractul. Era mai bine contractul. Când ne propunea pentru... A expirat în decembrie 2016. Da, ce exact... Este o prevedere contractuală care spune că, în cazul care nu este notificat, contractul se prelungește. Da. Când rămâne valabil... Nu ne pot amenința cu revilierea, decât dacă suntem la pen, de când avem parte. Normal ar fi să ne apărăm punctul de vedere. Deci, contractul din 2012 este valabil. Este un articol care face mențiunea care a fost reamintită de domnul secretar. Cine nu denunță undeva până la 31 decembrie, înseamnă că el își continuă valabilitatea. De contract, ăsta este valabil. Normal ar trebui să-i chemăm la negocieri, un proces verbal de negociere. Ați văzut un proces verbal atașat la contract? Eu am avut o discuție cu domnul Dumitru, care tot la fel m-a amenințat. Am mai fost amenințat. Eu zic că nu... E prea mult totul. Asta pentru că nu există regim concurențial și neavând alternativă și nici posibilitatea unei organizări unei structuri proprii, clar că sau de proprii. E sfatul meu, faceți cum vreți, dacă se votează altfel, eu mă supun hotărârii, dar ăsta e punctul meu de vedere, că nu e bine să-l acceptăm în termene de existență. Da, după mi-a semnat să acceptați, vă spuneți părere. Eu propun să-i chemăm la negociere. Păi, partea ai propus sau votăm? Poftiți? Urma discuții. Nu. A fost pentru domnul consilier să-l citească și să dăm verdictul cu toți. Nu, eu. Domnul Grigore, ai inițiat Am inițiat, dar eu am propus. Pe l-am aprobat. Eu nu înțeleg de ce mă lași numai pe mine întotdeauna ca să fie eu băiatul rău în primăria Bogdănești. Dar nu, domnule, băiatul tot ar trebui să ne plăcem cu ei. Îi chemăm la negocieri săptămâna care vine și... Dar nu sunt bine atunci. Da, acum doamna concentrează procesul de bani. Atunci, dacă permiteți, domnul președinte, dacă permiteți. Da. Atunci nu trebuie inițiat proiectul de hotărâre. Trebuiau invitați cei de la comisie la negocieri înainte de a se propune ceva. Da? Simplu. Acum, dumneavoastră, ori votați în contractul respectiv, dar cu sumele pe care le considerați dumneavoastră că ar fi normale, da? Sau din punctul nostru de vedere, al Consiliului sau al dumneavoastră, din punctul de vedere, să fie niște sume cât de cât mai convenabile pentru comună, sau dacă nu, mă rog, respingeți proiectul de hotărâre. Asta mi se pare varianta cea mai inteligentă.
votat un proiect de hotărâre. Sigur, cu sumele pe care le propune Consiliul Local. Și atunci noi transmitem hotărârea. Pentru ce suntem aici? Corect. Putem reflecta? Și domnul secretar o să redacteze hotărârea în acord cu cele convenite de dumneavoastră. Gândiți-vă la o sumă rezonabilă. Că, într-adevăr, de undeva au și ei dreptate, dar pe la jumătate, după părerea mea. Că am mai crescut cheltuielile cu salarii, dar de acord, ceea ce spunea Dumitru, eu sunt de acord. Dar parcă e prea mult. Și trebuia să existe un proces verbal de negociere. Dar și când au atașat proces verbal de negociere, l-au negociat și toți l-au trimis tot la fel ca să o semnăm, dacă vă va amintiți. N-au venit la Bogdanel să spună, băi, fraților, uite cam la atâta gândim noi, ce părere aveți? Nu știu ce. Cam asta ar fi materialul de reflecție. În cazul ăsta am următoarea propunere. Deci, proiectul de hotărâre spune privind aprobarea contractului de prestări servicii din 15.06.2017. Noi suntem deja în luna a 8-a. Și la sfârșitul contractului, tot la fel, articolul 66 spune, prezentul contract s-a încheiat astăzi 15.06.2017, în 3 exemplare. Ori data asta nu poate fi rămas așa. S-a încheiat, dar nu s-a semnat. S-a semnat. Și, așa cum s-a discutat, să propunem o sumă. Deci, dacă anul trecut a fost 48 de lei pe an, pe hectar, pentru pădurea de 106, de suprafață de 106 hectare pădure, deci la 48, la 58, cam mare sau, să avansăm o sumă, să spunem, punem 52 și din coace 27. O spunem la vot, dacă... Și eu transmit și da. Ei n-au decât o preiere sau... Eu aș propune, anul de a fost 48 de lei la hectar, la suprafața împăduit, ca anul ăsta să fie 52 și la, dincolo la pășunea împăduit, a fost 25, să fie 28. Nu, să rămână, dar el acceptă și 25 la... A, la 25. Dacă el acceptă... Da. O să punem la vot și dacă se vede așa, dacă nu se vede, nu ne păcere. Asta e propunerea aia. Da. Deci, cam așa, zic eu, că trebuie să semnăm proiectul de hotărâre. Sau hotărâre, în final. Consiliul Local acceptă semnarea încheierea contractului în următoare parametri. Sau pentru următoarele valori. Pe care o hotărâți aici. Că de semnat trebuie să vă semnăm, pentru că nu avem alternative, din păcate, așa mai departe. Dar la sumă de echilibru, în mod firesc, acceptăm și ideea că, într-adevăr, o mai găsesc cheltuielile cu salarizare, dar cred că echilibru e mai bun pentru ambele părți. Și le transmite un semnal pozitiv cu dorim să încheiem contractul, într-adevăr, dar, repet, în condiții de echilibru pentru ambele părți. Ești de acord, domnul Grigori, cu varianta? Da, da. Ce îndrăzări de... Păi dați cuvântul de colegi, votați, nu putem. Propunem la... Da. Cine este suma? Cine este suma?
Ne așteaptă o perioadă
în care pur și simplu nu trebuie să pregetăm. E o documentație care trebuie depusă până la sfârșitul lunii noiembrie, dacă ați văzut în adresă, pentru a fi analizată tehnico-economic vorbind la minister și apoi până la sfârșitul lunii decembrie se poate semna contractul de finanțare. Sunt foarte multe avize, pentru că noi am mai parcurs, explicam la un moment dat domnului consilier Benoni, că nu este prima aplicație pentru a avea canalizare. Am mai avut o aplicație în 2008-2010, tot de la Ministerul Dezvoltării, când ministru era doamna Mugră, dacă vă spune ceva domnul consilier, care nu mi-a dat niciodată număr de registrare la un dat. Am alergat pur și simplu la sacrificii până când mi s-a făcut rău domnului Grigore la un moment dat, după avizii, așteptări, de așa mai departe. Cred că vreo 16 ani de studii de fezabilitate trebuie să-l facem. Suntem hotărâți, pur și simplu, să ne facem ca să depunem documentația în termen. Deja e atablă în locul studiului de fezabilitate. Ridicările topul au fost realizate. Încercăm în cel mai scurt timp să scoatem certificatul de urbanism, pentru că acolo sunt prevăzute acolo care trebuie să obținem. Mâine avem o întâlnire, de exemplu, la Consiliul Județean, cu cei de la Direcția Regională de Drumuri Iași. Aici, de regulă, se obțin de o manieră mai complicată avizele. Ca să putem identifica o soluție evident legală, dar posibilă. Pentru că ne trebuie avizul de la ei. Reamintesc parametrii de bază. E vorba de 12 km pentru 300 de metri. Asta înseamnă, de o parte și de alta, ADN-ului, de la intrarea în localitate, de la Filipești, până la limita cu Oituzul. Pur și simplu, ar fi cea mai mare investiție pentru comunitatea din Bogdănești. Ne ajută și experiența pe care o avem cu PNDL-ul de la drumuri, pe același program, care îl putem considera o reușită pentru administrația locală. Una din documentațiile sub aspectul administrativ de implicare va trebui să o prezentăm la Ministerul Dezvoltării, este și această hotărâre, care înseamnă hotărârea de adoptare, aici am un proiect evident, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, realizarea rețea potabilă și canalizare, sate de Bogdănești și Filipești. Cunoașteți deja aspectul tehnic, suma totală este 14.122.861 lei, din care construcție și montaj 11.824.376 lei cu TVA. Vedeți că e o diferență între 14 și 11, din punct de vedere tehnică-economic. O să înțelegem mai bine de unde provine această diferență. Pentru că sunt și cheltuieli neeligibile. Iar la rândul lor, această categorie de cheltuieli care formează sistemul ăsta nu cuprind toate cheltuielile, decât prin definiția cheltuielilor care se referă la construcția propriu-zisă și montarea instalatelor de la PNL. Deci aceasta este prevederea la primul articol din propunerea făcută. Articolul a vedea după aprobare primarul comunei și doamna Răcoteanu Domenia, consilieră la Maratul de Specialitate a primarului Comunei Bogdănești, vorbuiți la îndeplinire hotărârea. Articolul al treilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul Anțelu Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, domnul Stângu Ion, referent urbanist, compartimentul financiar, contabilitate și
instituției prefectului de pe Bacău. Cam atât deocamdată. Ați avut, zic eu, documentația necesară, lămuritoare, inclusiv pe vizul general, inclusiv categoriile de cheltuieli neeligibile. Ele au făcut deja subiectul altei propuneri de proiect. Referatul de specialitate de la compartimentul contabilitate. Cam atât de comandă comisia. Comisia numărul 1, toate atins la vreodată cu acestul proiect. Vă mulțumesc. Dacă dorește cineva, ia cuvântul. Doamna Pingoli. Ieri, pe activitatea pe comisie, am citit cu maximă atenție această adresă emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale și am sesizat că termenul limită este de 30.11.2017. Să înțeleg că toate avizele noi trebuie să le obținem până la această dată, ca altfel pentru a face ulterior o evaluare internă în cadrul Ministerului și să semneze contractul undeva în luna decembrie. Dacă, Doamne ferește, riscăm să pierdem sau să nu obținem un aviz, putem risca să pierdem această sumă. Deci eu vreau să vă felicit că deja ați început, ați demarat în acest sens unele acțiuni și ați început să obțineți unele avize și ați făcut și cu ajutorul celor din primărie. Da, aici mulțumesc domnului Stângă, care o să l-am în vedere la salarizarea pe anul următor, cei care au ajutat. Și asta este treaba noastră, să punem lucrurile în mișcare. Am luat toate măsurile ca pentru perioada de concediu, deci 10 zile să se lucreze. Proiectantul lucrează, am căutat proiectant convenabil, că e clar, s-a discutat la nivel de întâlnire județeană, vor fi primării care vor pierde finanțarea. Că este criză de proiectant, care de proiectant bun, că nu întâmplător este decalatul ăsta între 30 noiembrie și 31 decembrie. Vedeți că merg la verificat documentatele. Evident, nu-i nimeni de absurd. Spuneam mai ales la nivelul Ministerului. Dacă o să mai fie nevoie de remediere documentată, să există timpul fizic pentru a se proceda ca atare. Cam asta. Vă urăm mult succes și să dați bunul Dumnezeu ca în decembrie să primim finanțarea. Aici să știți că suntem ajutat și de Asociația Retenirea Zamului Romanei, inclusiv financiar, ca să ne putem mișca. Adică, mai trebuie mașină, trebuie combustibil, de la departe. La primărie nu-i mașină, îți trag și domnul viceprimar, iar nu-i justificat pentru că cineva trebuie să nu mai rămână în localitate. De-aia o să revin o fac acum, chiar dacă e contextual, pentru că datorăm multe momente când asociația respectivă ne-a ajutat, inclusiv acum la organizarea comemorării la 100 de ani, de la jertfa eroilor. Asociația are nevoie de un sediu. Undeva. Unde să țină câteva dosare, un laptop și așa mai departe. Am discutat la nivel de conducere asociației și eu vă rog să reflectați eventual până la ședința următoare. Ar fi un spațiu disponibil care n-ar deranja pe nimeni. Undeva la muzeu este un spațiu, nu știu cât are, 2x2, s-a marcat ceva.
E normal, a fost proiectat, a fost gândit pentru custode, parcă așa se numește. Nu-i cazul la noi, cum te uzirează tot doamna Pușcar și acolo ar fi de utilitate. Adică fi o formă juridică, să ne informăm dacă poate un lucru gratuit sau o chelie. La urma urmei, dată urmează să rămână pentru viitor. Eu cam vreau de atât. Realizarea documentației pe care am menționat-o.
trebuie depusă la Ministerul Dezvoltării până la 30 noiembrie. Din calculele realizate în primărie, s-ar impune următoare. Deci, vă prezint deja proiectul de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului pe trimestrul al treilea. La primul punct, să se aprobe rectificarea bugetului local pe trimestrul 3-2017 cu suma de 482.000 lei, la secțiunea de funcționare cu suma de 12.000 lei, avem o sumă și pentru secțiunea de funcționare, am explicat, e vorba de salariile celor doi asistenți prin UNICEF, iar la secțiunea de dezvoltare, cu suma de 470.000 lei, asta este destinată documentației menționate. Atât la partea de venituri, cât la partea de cheltuieli, conform situației anexe, se face parte integrantă din prezenta hotărârii. Articolul al doilea este un articol similar cu anteriorul proiect. După aprobarea hotărârii, urmează să fie dusă la îndeplinire de către primarul Comunei Bogdănești și doamna Răcoțeană Romina, consilieră în aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. Al treilea, ultimul, după aprobarea secretarului Comunei, domnul Antonie Vasile, va comunica hotărârea domnului Andrușca Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate și instituție prefectului județul Bacău. Am eliberat un certificat pentru persoană, un copil.
care nu era din localitate. Da, la solicitări avem raportul cu principalele aspecte care s-au desprins în urma controlului efectuat la Primăria Comunei Bumbenești asupra activității desfășurate de autoritățile administrației publice locale, cu rugămintea de a fi prezentată în prima ședință a Consiliului Local. Mă spune în adresă a instituției a prefectului. De asemenea, ne veți înainta în termen de 30 de zile de la data prezentei programul de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor constatate și rezolvarea acestora. Totodată vă comunicăm fișa de evaluare a activității de îndrumare și verificare cu rugămintea de a realiza în mod obiectiv o evaluare a acestei activități și a o retransmite instituția prefectului după completare. Și azi vă prezint raportul de control. Nota de constatare e mult mai consistentă, cu 11 pagini. Raportul de control se referă numai la deficiențe. Nota de constatare e toată plaja de acte și activități care s-au desfășurat la control. Deci, raport de control privind principalele aspecte ce s-au desprins în urma controlului de fond efectuat la Unitatea Administrativă Teritorială Bumbenești, județul Bacău. Structura de control, instituția prefectului județul Bacău. Membrii Comisiei de Control, Gopșara Luca, consilier juridic superior, și Cruzlav Mihaela, consilier juridic superior. Autoritatea sau instituția publică controlată, Unitatea Administrativă Teritorială Bumbenești. Reprezentă Andrușcă Nicolae, primar, Muncioi Vasile, secretar. Data și locul controlului, acțiunea de verificare a fost efectuată în data de 13 iulie 2017 la sediul primăriei Bumbenești, județul Bacău, conform graficului de control aprobat de conducerea instituției prefectului județul Bacău. Perioada supusă verificării, acțiunea de verificare urmărește activitatea desfășurată în perioada 1 iulie 2016 până la data controlului. Temeiul legal, legea 215/2001, legea 340/2004 și HG 460/2006. Nu mai au avut-o la mapă? Nu. Poate era bine toată. Păi... mai scurtam timpul pe aici. De acord, dar asta a venit ieri, și ieri a fost și costul registrată. Pe 8-a, 8-a. Nota de control era, dar, mă rog. Obiectivele activității de control, tematica activității de control a fost aprobată prin ordinul prefectului județul Bacău numărul 119 din 31.05.2017. Termin repede. Verificări și constatări. Nota de constatare întocmită de Comisia de Control înregistrată la OAT Bumbenești sub numărul 3385 din 13.07.2017, numărul Registrul Unic de Control numărul 1 din 13.07.2017 și înregistrat la instituția prefectului sub numărul 13.334 din 13.07.2017. Principal realizare, respectarea legalității și la emiterea sau adoptarea actelor administrative. Abateri și sau încălcări ale legislației în domeniul controlat. 1. Primarul OAT nu a respectat unele atribuții expres prevăzute de lege și anume. Nu a luat măsuri pentru transmiterea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ către mass media locală, respectiv la un cotidian local, cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză și adoptare, încălcând dispozițiile articolului 6 din legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică modificată și completată. Nu a informat în scris Consiliul Local asupra modului de a duce la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local. Domnul secretar, dați să ne oprim un pic. Da. Eu nu sunt de acord cu toate, pentru că nu toate au depins de mine. Păi ca să am un proiect de hotărâri cu 30 de zile, cum spune legea, nu-i cadă pe la bordele. Când noi le facem pe o zi pe alta, le inițiez numai eu, pe care le facem. Una. Cu a doua observație, știți că am avut obiecte și cu doamne de la prefectură. Știu. Și nu mai prezent raportul sau ce? Nu. Dar asta că nu... Poate să-l prezint. Nu, domnul. Pentru că... Atunci adăugă... Ne trece până lângă urechi, să dăm departe. Eu am avut o discuție. Eu nu sunt obligat să mă informez Consiliul Local asupra hotărârii, decât dacă îmi solicitat. Așa era înainte. V-am făcut și le-am adetănat și dar eu am semnat în nota de control că nu fac obiectivă. Nu, că și eu am obiecțiuni. Și eu am obiecțiuni în ceea ce privește activitatea mea. Adică am zis să prezint raportul, trebuie să-l vezi. Da, dar nimeni nu trebuie... Da, e punctual, e mai bine că înțelegi ce toți se gândesc când se termină ședința asta, în frunte cu mine. Și eu, tot de mult, tot mă gândesc. Eu pot să le pun la dispoziție câte o copie la fiecare consilier la următoarea ședință. E mai bine. Da, dar trebuie să prezint. Da. E vorba și de... Nu vreți să ședința următoare? Da. Hai să primim material, că asta e una din eficiențe noastre de lucru.
nu primim materialul, cum spune legea. Așa, 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 așa. Dar ne informalizăm, că am prezentat, nu-i parte. Două pagini. Da, domnul secretar, dar lasă-i să primească informația. Să o ia, de la unde parte, că... Așa, așa. Mi-au revedere... Aici, în adresă, spune cu rugămintea de a o prezenta în prima ședință a Consiliului Local. Păi s-o trimite la tine. Păi ce s-a întâmplat dacă o prezenta? Nu omoară pe nimeni. Da, legislația nu spune că trebuie să primească fiecare consilier documentele la mapă la tine. Domnul primar, dar ăsta nu este un punct că ordinea de zi. Nu este un proiect de hotărâre. Nu este un proiect de hotărâre. Da, dar nu este un proiect de hotărâre. Dacă, da, v-am spus, dacă sunt părerea mea nu contează, nu sunt deficienții, sunt deficiențe, da, dar trebuie să conteze și părerea mea. Sunt deficiențe care au fost constatate, dumneavoastră și eu le-am făcut obiecțiuni, putem să facem în continuare. Dacă domnul președinte, îmi dați voie să-l prezint, îmi dați voie, dacă nu, îl prezint. Dar nu ați vrea să dați voie. Părerea mea să-l prezentați așa și în prima ședință să avem și noi. De acord. Da. Deci nu a informat în scris, am spus, nu a dispus măsurile necesare pentru realizarea inventarierii, așa cum prevăd articolul 63 alineat 5 litera D și actul 122 din legea 215/2001, nu a dispus inițierea unui proiect de hotărâre referitoare la actualizarea și aprobarea statutului unității administrative teritoriale, care s-a făcut astăzi. Secretarul OAT nu a respectat unele dispoziții prevăzute expres de lege, respectiv nu a făcut dovada comunicării hotărârilor adoptate de Consiliul Local către primar prin adresă scrisă. Domnul primar e aici. De primești în fiecare dată. Nu-i scris. Nu-i scris, da. Cu toate că îmi scrie pe registru că am primit astăzi și am o semnat, trebuie adresă scrisă. Da, mă rog, am discutat așa aspectul ăsta, dar... Nu a făcut dovada afișării la sediul primăriei a hotărârilor și dispozițiilor cu caracter normativ conform articolul 115, alineat 6 și articolul 117, litera I, din legea 215. Măsuri necesare de eliminare deficiențelor constatate. 1. Proiectele de hotărâri cu caracter normativ se vor transmite către mass media locală, respectiv la un cotidian local, cu 30 de zile înainte de supunerea spre analiză și adoptare conform prevederilor articolul 6 din legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, răspund primarul și secretarul, termen permanent. 2. Hotărârile și dispozițiile cu caracter normativ se afișează la sediul primăriei de către secretarul comunei conform articolul 115 alineat 6 din artul 117 litera ei din legea 215/2001. Răspund primarul și secretarul, termen permanent. 3. Consilierii locali vor acorda audiențe în baza unui program de audiențe în conformitate cu prevederile articolului 51 alineat 3 din legea numărul 215/2001, republicată, modificată și completată și vor stabili un program în acest sens. Răspund consilierii locali, termen permanent. 4. Se va actualiza regulamentul de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului și al serviciilor publice de interes local, cu respectarea prevederilor art. 36 alineat 2 și art. 3 din legea 215/2001. Răspund primarul și secretarul. Termen 4/12/2017. Se va actualiza regulamentul intern pentru personalul din aparatul de specialitate al primarului și din cadrul serviciilor publice subordonate de Consiliul Local, prin dispoziția primarului, cu respectarea prevederilor art. 257/262 din Codul Muncii. Răspund primarul și secretarul. Termen 4/12/2017. Se va actualiza regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, conform art. 36 alineat 3 litera A, din legea 215, răspund primarul și secretarul. Termen 4/12/2017. 7. Primarul va informa în scris Consiliul Local asupra modului de aducere la îndeplinirea hotărârilor adoptate de Consiliul Local, potrivit prevederilor art. 63 alineat 3 litera B, din legea 215, răspunde primarul. Termen 4/12/2017. 8. Se va întocmi un grafic pentru ședințele de fond funciar. Răspund președintele, secretarul și membrii Comisiei Locale pentru reconstituirea drepturilor de proprietate privată asupra terenurilor. Termen permanent. 9. Se vor numerota, opisa și înregistra dosarele litigioase într-un registru special de evidență a cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată la nivelul primăriei. Răspund secretarul și consilierul juridic. Termen permanent. 10. Se va întocmi o evidență a temelor fixate de instanțele de judecată prin înregistrarea acestora într-un registru special. Răspund secretarul și consilierul juridic. Termen permanent. 11. Se vor dispune măsuri în vederea punerii în executare a hotărârilor judecătorești
definitive și revocabile. Răspund primarul, secretarul și membrii Comisiei Locale. Termen permanent. 12. Se vor lua măsuri pentru respectarea primelor al 7 de legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală. Răspund primarul și secretarul, termen permanent. 13. Se va desemna o persoană cu atribuții în domeniul liberului acces la informațiile de interes public prin dispoziție conform legii 544. Răspund primarul și secretarul, termen 14/2017, s-a și emis dispoziția. 14. Hotărârile și dispozițiile în caracter normativ se vor afișa la sediul primăriei de către secretarul comunic conform articolul 115 alineat 6 și 117 litera E din legea 215. Răspunde secretarul comunei, termen permanent. 15. Se va actualiza proiectul de hotărâre referitor la aprobarea statutului, ceea ce am făcut astăzi de către Consiliul Local. Răspund primarul și secretarul, termen 4/12/2017. 16. Se va desemna o persoană cu atribuții în domeniul liberului acces la informații de interes public prin dispoziție. Răspund primarul și secretarul, termen 4/12, s-a emis dispoziția. 17. Se va publica și actualiza buletinul informativ care va cuprinde informațiile de interes public comunicate din oficiu. Se va da din oficiu publicității un raport periodic de activitate al anului anterior care va publica publicat în Monitorul Oficial al României, partea a treia. Se va asigura un punct de informare documentare pentru accesul publicului la informațiile de interes public difuzate din oficiu. Răspund primarul, secretarul comunei și persoana responsabilă de legea 544. Termen permanent. 18. Se va constitui comisia de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informații de interes public prin dispoziție conform art. 35 de HG 123/2002, modificată și completată. Răspund primarul, secretarul comunei și persoana responsabilă de legea 544, termen 4/12. S-a făcut și aceasta. Prezentul raport, deci cam asta e. Prezentul raport de control va fi prezentat în prima ședință a Consiliului Local, și asta e prima, după ce l-am primit și cred că am respectat ceea ce spune în adresă, din grija primarului și secretarului, în vederea dispunerii măsurilor ce se impun, urmând ca instituția prefectului județul Bacău să fie informată în scris cu privire la aceste măsuri în termen de 30 de zile. Mulțumesc!